Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit. U, uh, ce am strâns acolo? Bun venit la un nou episod din Minecraft Cafe. Cred că am spart o mini iarbă, dar e ok, e ok. Bine că n-am spart o frunză sau ceva. Hu, uh, așa. Dragilor, astăzi facem ceva foarte, foarte interesant. N-am mai făcut de foarte mult timp acest lucru, și anume băgăm satenii în seamă. Îi băgăm în seamă, fiindcă am început să lucrez iarăși la planurile mele cu. Hai pe aici, așa, să vă arăt. Planurile mele cu piața de săteni. Avem aici. Pe aici, așa, era să cad acolo, m-am speriat. Așa, avem aici sătenii noștri, deștepți și frumoși, și trebuie să vedem care este treaba cu ei, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să-i scoatem de aici, să-i lăbărțăm. Am văzut că mi-a crescut lemnul și... Uh, Așa. Să luăm acest lem de aici. Dacă tot lucrăm în zonă să poată să funcționeze și fabrica de lemn. Unde ești tu? Aici? vin cu a. Dă-mi fix 9. Cum adică 9? Uh, parcă erau 9, nu? Sau 11? Nu mai știu. Uh, să funcționeze fabrica de lemn, fiindcă nu prea avem lemn. Mai mult o fermă asta. Așa. Trebuie să-i replantăm și să sperăm că avem peste 9 puieți după aia când adunăm. Dar trebuie să avem un ochi pe ea. În caz că sunt blocați puieții, să-i luăm de unde au rămas blocați, fiindcă avem anumite locșoare unde rămân, din păcate, câteodată blocați. Așa, am făcut rost de aproape un stec de lemn. Vino tu. Tu, 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 tu. Așa, 1, 2. Exact, i-am consumat pe toți. Acum frunzele astea trebuie să pice în apă și să se adune aici. Câte avem? Niciunul. Vino tu Și tu. Așa, ziceam că lucrăm cu sătenii. Vreau să văd exact ce sătenii am, fiindcă nu i-am mai băgat de foarte mult timp în seamă și... Nu! <laughs> nu i-am mai băgat de foarte mult timp în seamă și trebuie să vedem exact ce hram poartă ei. aici. Mulțumesc. Nu încoace. Deci, avem halate maro, doar pe tine. Halat maro, maro, aha, te mai am și pe tine. Bun, deci aș vrea eu să am 2. Aici avem 22 fânuri, nu ne place. Ce mi-a plăcut la mie, mie la ăștia, tun, tun, 16 nu mi-a plăcut, 19 nu mi-a plăcut. Hai să o luăm de la capăt. Aici știm că cea mai bună ofertă este 18 fân din ăsta, cereale. Aici avem cea mai bună ofertă cu 15, ăsta fiind cu 16, vedem aici că avem un 20, dar avem 15 și 15. Drept urmare, nu știu exact ce mi-a plăcut la asta. Cred că pe nu. Dovleacul mi-a plăcut. Da, 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 da. Dovleacul mi-a plăcut. Tu cum stai cu dovleacul? 9 și 7. 7 ăsta este un bun la PPN. Tu la PPN cât ai? 12. <laughs> nu e deloc bun. Nu e bun, nu e bun, nu e bun. Poate găsesc unul care să aibă un 18, 15, 15, 8 și 7. Deci, exact ca ăsta, numai că aici ar trebui să aibă 8 și aici 7. Restul nu ne interesează foarte, foarte mult. Adică, avem aici schimburi pe tort, biscuiți și mărul. Mărul este perfect, numai că de câte ori cumpărăm noi mere cu emeralde. Deci, de drept urmare, ne-ar trebui un fermier. Un fermier. Am doi fermieri. Cred că îmi trebuie niște semne. Semne am... Ia uite câte torturi am pe aici. Aș putea să-mi răspândesc niște torturi prin bază. Semne, nu am semne. Și nici aici nu am semne. Bun. Vreau să fac rost de un fermier care să acopere aceste lucruri. Ok, pastele le-am notat. Acum, am văd că 1, 2, 2 bibliotecari, oferta cea mai bună la hârtii este de 24, deci ăsta nu este perfect, ăsta cred că are 24, ok, și mai are o ofertă de hârtie, nu mai are. Ok, deci ăsta ar fi bun. Tu ce ai? Infinity. Tu ai Infinity, nu, ai și silk Touch. Foarte bun, foarte bun silk Touch. Tu ești neinteresant. Aici. Infinity și Projectile Protection. Nu ne interesează. Tu cum stai? Fire Aspect. Fire Aspect. 2. Wow, 30! Ho, ho. Nu cred că o să fac asta prea curând. Și, ia, ja, Infinity. Deci, tu ai și Infinity, cum are ăsta. Așa, și a doua este Thorns. Ne ducem aminte, Thorns, Gimp, este magia aceea pe care o punem pe noi, pe, pe boost, și dă damage înapoi la ceilalți. Cei care ne atacă, de fapt. Așa, deci nici de, de bibliotecari nu suntem foarte bucuroși. Va trebui să fac ceva. Am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 halate negre. Aici o să fie foarte interesant. Ei sunt împărțiți pe armurier, pe uh, lăcătuși de arme, weapons, weapon smith, așa, lăcătuși, nu, fierar, fierar, așa, și fierar de unelte. Asta, de exemplu, îmi dă Lopat, Uh, stai puțin să mă uit puțin de tot. Eficiență 2, Fortune, Unbreaking 2. Hmm. Nu este de diamant, deci înseamnă că este de 3 ori mai slabă la Unbreaking, la durabilitate. Dar... Uh... Aha, de aici mi-am cumpărat eu multe târnecoape, bun. Sabie topor, sabie topor mă uit aici și aici, dacă tot am imaginea blocată. Hai să vedem ce sunt ăștia la alții. Armorer. Asta îmi dă armură și cred că am văzut o armură, uite, în breaking. Și pot să pun eu ce vreau pe ea și tu blast protection. Și cât costau? Du -du -du, -du. Deci asta e 17 și asta este 16. Le pot combina între ele și să le folosesc când mă duc să mă mai băt cu un wither, de exemplu. Atunci le pot folosi. Uh, halatul mov, nu halatul, roba. Roba mov, că halatul este ăsta negru, pom, pom, care vine peste. Șorțul, șorțul, corect, așa. Ăsta e un șorț și ăsta e un fel de halat sau robă. Roba mov, stăm foarte bine cu ea. Avem carne putrezită 36, este prețul perfect. După aia avem 8 lingouri de aur, ceea ce este iarăși super. 4 redstone este maxim. Uu, trebuie să fac nani. 2 uh, lapis și după aia la, la glowstone. Aici mi-ar fi plăcut să am 3. Deci dacă aveam 3 acolo, ăla era prețul perfect, fiindcă you may not rest now. A, ah, când uh, când am intrat din nether, era un, un zombie pigment pe lângă poartă și nu m-a lăsat să dorm. Așa. Bun, ce mai vrem noi să mai studiem? Da, ne-ar plăcea, de exemplu, un târnăcop mai bun decât 2 cu 2. 2 cu 2 este totuși ok. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, un 3 cu 3. Cred că ar fi fost ideal. Și pe voi, pe fermieri. Fermierii trebuie îmbunătățiți. Poate facem și ceva la bibliotecari. Hai să dau acum o fugă și să triez prin toți sătenii pe care am acolo, să-i triez și să văd exact ce hram poartă ei poate reușesc, acum cu aceste informații împrospătate și pentru mine și pentru voi, poate reușim să găsim niște săteni mult mai buni. În total am nevoie de 16 săteni. Am eu un... Nu, A, așa. Am eu un plan cu ei. Unde să arunc eu această perlă încât să fie ok? <laughs> Cred că pe aici. Super! Așa. Am eu un plan cu săteni și cred că am nevoie de vreo 16 săteni, încât uh, să ne facem și piața de săteni, mult mai bună decât cea din sezonul 1, și după aceea să scăpăm și absolut de totul ce e aici, că este foarte, foarte urât. Este cred că ăsta e sezonul în care eu pic într una. <laughs> cred că este sezonul în care tot ne rupem piciorușele. Bun, hai să trec printre ei și de fiecare dată când găsesc câte unul deștept, cred că vi-l arăt, ne consultăm. Și după aia vedem ce păstrăm și ce nu. Primul sătean fiind un fierar avem nevoie de cărbune. M-am dus să mai iau încă două stecuri de căul de minereu. Și uh, eu cum urc pe voi? Cred că de aici, nu? Așa. Și acum aici, așa. Facem clasica fază cu turnulețul și cu toporul de fortune. Fiindcă avem, avem un topor foarte bun de fortune 3. Chiar dacă este de fier și nu este de diamant. Este la fel de eficient. Pe noi ne interesează practic magia de pe el. Ne facem acest turnuleț. Această suprafață de aici, pe care o avem la fabrica de trestie, ar trebui să ne ajungă încât să nu ne pice niciun cărbune în apă, dar poate, poate o să dau și o fugă până în apă să văd dacă apică ceva pe lângă, ca să ținem minte pentru viitor. Așa fac eu acest turnuleț și după aceea să vedem cât exact cât cărbune primim noi cu în 3. Unde-i soarele? Unde e? Ah, e bine. Unde... Pe unde ne plasăm cu cărbunele? Din două stecuri, eu sper să am măcar... Măcar mai mult. <laughs> vedem, vedem exact la, la, sfârșit. După ce am spart aceste două stecuri de cărbune. Ok, ăștia sunt ultimii cărbuni. Vedem că două stecuri sigur, sigur avem. Cât avem? Oh, uh, ia uite. Patru stecuri și un pic. așa. Uh, ce mai speriat. Bun. Acum, acum ajung acolo cel mai bine. Tot la fel. Pe aici. Așa. Nu? ah, este. Hai. Ușurel, ușurel. Hai că vine așa. Bun. Deci ăsta este fierarul nostru. Este un fierar de unelte. Asta înseamnă că poate să-mi dea târnă cop. Ceea ce am eu nevoie. 16 la cărbune este bun. Este bine un 16. Hai să ieșim acum și să-și facă update-ul. Acum avem mai multe treburi. Uite, avem un trânăcop, avem niște fier. Hai să-i dăm 7 fier. 7 la fier este... Este bine. Am o listă pe care mă, mă uit, mi le-am notat. Mi le -am... Așa, bun. Și-a făcut update-ul în sfârșit. Acum, ce ești tu aici? Efficiency 2. Efficiency 2 nu ne place, fiindcă îl avem pe celălalt care ne dă atât una cât și cealaltă și cam atâta altceva nu știe săracul. Bine, de exemplu, ăsta este un, un sătean de care nu avem nevoie. Acum eu o să trec printre toți, vedem de care avem nevoie, de care nu și când găsim unul, găsesc unul de care chiar avem nevoie și este foarte bun, atunci vi-l arăt. Nu știu ce să fac cu ăsta micu. Ha, are ceva foarte bun, dar foarte, foarte, foarte scump. În primul rând, are 24 de hârtii pentru un emerald. Ceea ce este super ok. Este perfect. Fire protection, mm, nu mă coafează. Este un sticlar foarte bun. Are sticla maximă pentru emerald. În caz că vrem să facem schimb pentru sticlă. Deci, poate l-aș păstra pentru hârtie și pentru sticlă. Dar, dragilor, Efficiency 5 pentru 50 de emeralde. Nu știu exact dacă este cel mai cel mai bine, fiindcă știu că se poate și mult mai ieftin. Mi se pare că idealul este idealul este pe undeva pe la 17. Adică cere între 17 și 64, cred. <laughs> nu știu dacă să-l păstrez sau nu. Momentan, momentan îl voi păstra, problema este alta. Orice sătean păstrat consumă 5 lingouri de fier, fiindcă stă în câte un vagonet. Hai, hai, A, așa, fugi. Cred că momentan îl păstrez. Este un sticlar bun. Uite, nu mai știu ei la doi cum stau cu sticla, dar asta este efficiency 5. Adică te, te străduiești destul de mult să faci rost de o eficiență, să o combini cu două, cu două fac 3, trei, trei cu trei fac 4 și după aia oricum nu-ți dă niciodată 5-ul decât de pe carte și ăsta dă direct cartea. Deci, cred că este, cred că este un keeper, în caz că nu găsesc alt în care să dea tot eficiență 5. N-am văzut, nici n-am crezut că poate să dea eficiență 5. Chiar nu știam asta. Uite că învățăm ceva în plus. Să nu uităm să dăm de acest lever și încă un vagonet. Vin cu așa. Ne mai luăm un sătean. Tânc! Ok, ce vine acum? Uuu, uh, ia uite, încă un halat alb, dar nu mă ajută deloc. Da, voi trece iarăși prin ei. Am spart, să vă arăt și vouă, am spart aici sticla care bloca și am mutat-o iarăși sus să poate să fie umplut. Nu știu cât sătene am aici, cred că am foarte, foarte mulți. Deja am dormit de vreo două ori printre aceste săteni, dar treptat, treptat vedem noi care este săteanul cel mai inteligent. Încă un setean pe care cred că aș vrea să-l păstrez. Nu are absolut nimica deosebit acest setean. Are doar hârtia la 24, ceea ce este perfect pentru hârtie. În rest, nu are absolut nimica, nici măcar jamg unui nu-i bun. Penultimul enchantment este Blast Protection. Nu știu care este ultimul, n-aș da 18 emeralde să aflu sau să dau. Hai să dăm împreună. Hai să dăm împreună. Unde mai am eu niște emeralde, aici nu am. Stai cu minte acolo, uite aici mai am. Hai să dăm 18 emeralde. Să vedem acest blast protection. Ce ar mai deschid. A, ah, am trebuit și o carte. Carte nu carte, uite aici o carte. Bravo! Ce deschis tu? Ce deschis tu. Hmm. Am o. Mare problemă. Nu știu dacă să-l păstrez sau nu. Hai să vedem ce deschide. Și după aia vă arăt și de ce l-aș păstra. Duh, 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 duh. Ok. 5. Unbreaking. Oh, oh, oh. hmm. unbreaking. Unbreaking. breaking găsești la toate drumurile. Ok. Haideți să vă arăt de ce l-aș păstra. Și momentan, cred că îl pun deoparte. L-aș păstra pentru 18 emeralde care fac un Fortune 3. Ceea ce este destul de drăguț să ai Fortune 3 oricând ai vrea tu. Drept urmare, îl păstrezi. Ia să vii tu cu cartea ta cu tot aici înapoi. Așa. A, și nu mai am... <gântu -mă> nu mai am vagoane. Trebuie să-mi fac un vagon. Tupidupidum. <gântu -mă> Fierul ăsta l-am adus pentru fierar și văd că am din ce în ce mai puțin fierari. Da, Ok, înapoi la treabă, că sunt foarte mulți săteni. Ia! Aha! Deja se văd capetele. Până acum erau în, înfipți fiecare în câte, câte unul din colțuri. Acum, dacă s-au îngrămădit, așa înseamnă că sunt mult mai puțini. Înseamnă că am făcut ceva progrese. Am, am vorbit cu mulți dintre ei și am văzut ce știu să facă. Dar încă... Aia sunt singurii doi săteni pe care i-am păstrat. Ok, înapoi la treabă. A au rămas doar patru și nu mai vrea niciunul dintre ei să se suie în vagonet. Deci se pare că din toți ăia, ăia, mulți, mulți, mulți... Nu... Stai că... Pierd aici morcovii. Ia uite câți morcovi pierd. Uuuh! Deci s-au umplut toate cutiile astea? Ia să facem noi puțin așa și puțin așa. Nu! Așa. Bun, să ieșim de aici. În ce direcție? În coace să ieșim. aici. Trebuie să umplu iar să-i să, să -i hrănesc pe săteni. Na, cum am reușit să pic. Ați picat vreodată așa? Eu n-am picat niciodată așa. Așa. Hai, ne vedem înapoi sus. Bun, am ajuns înapoi sus. Acum luăm morcov. Ia, iar iau morcov de aici. Trebuie să iau toți morcovii aceștia să-i hrănesc pe săteni, fiindcă nu mai am nu mai am săteni deloc. Pom, pom. Apăs Control Q în caz că vă întrebați cum exact fac să arunc direct. Țin mouse-ul peste și apăs Control Q. Deci se pare că toate aceste cutii s-au umplut. Ok. Nu știu de ce nu văd inimioare și mă cam îngrijorează că nu văd inimioare. Ia vino tu pe aici. Să te Așa. Nu, tot aia patru sunt. Bun. Hai să vedem ce face să tenul meu de aici. El există. Dacă există, înseamnă că trebuie să existe inimioare. De ce nu am inimioare? Hm? Niciuna? Ia că și arun... O, oh, bun, bun, bun. Bun. Deci avem inimioare. Acum, ce trebuie eu să fac este din când în când să mai adun... Mm... Uite câți morcovi am aici. Hai să-i dau morcovi. Trebuie să mă golesc și în inventory. Așa. Să-mi golesc inventory să-mi le pun pe toate la loc. Cred că mă duc chiar acum, că după aia uit. De să-mi pun și butonul, că după aia uit de el. Butonul venea aici. <laughs> Îl țin momentan acolo. Ce am, ce am, ce am? Ok, trebuie să facem o mică ordine. Morcovi, morcovi, morcovi. Să avem și aici niște morcovi. Bun. Vinotul înapoi. Rotten flesh. A zis vinotul înapoi. Rotten flesh nu mai am destul. Să mai pun niște fier. De string nu mai am nevoie. Știu că sticla vine aici. Sticla vine aici. Cărbunele. Așa. Cărți. Parcă aveam și aici cărți. Nu. A, uite, în flash Bun, și fier. Ok. Lână, iarăși nu primesc, am adus degeaba. Am testat atunci și am văzut că nu primesc lână. Tu poți veni aici, avg, avg, astea sunt cărți de făcut schimb. De ce nu se poate stăcui? Nu știu exact. Astea sunt cărți de vânzare și, eventual, să facem book and quill. Adică, carte și cu călimară și cu toc de scris, cu pană. Asta le putem pune aici. Bibliotecile, iarăși, pot veni în coace. Wow, am 16 lever aici. Lapis e dintr-un schimb. Da, da, da. Restul, hai să pun și fierul. Am aici la fier să-mi pun și în cap. <hângh> Trebuie să nu uit. Când am nevoie de fier să vin în sus, așa, tu poți veni aici iar leverul ăsta mai degrabă ar veni unde ești. Avem 6... 19 16 levere. Așa. Vino tu încoace. Bun, am făcut ceva ordine. În sfârșit avem ceva ordine, tu poți veni așa. Super. Și acum hai să hrănim sătenii. Cred că o să o să îi hrănesc foarte mult. Ia. Tânc, pam pam. Așa. Haideți să vedem cum merge faza cu, cu control și Q. Ia. Tun, 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 tun. Așa. Aș putea să fac un mecanism să-i să hrănesc automat, dar după aia explodează iarăși cu săteni. Acum cu calculatorul ceva mai bun. Cred că nu mai am chiar așa probleme cum erau înainte. Hai, ce facem? Bun. s-a promis sau s-au dus odată toate înăuntru și după aia iarăși? Așa, hai că avem inimioare, iar m-am speriat. Vină vino, în direcția asta mai bine. Tot timpul mă speri când pic aici la ei, fiindcă... Nu, ce se întâmplă? De ce pic așa, Iure? E a doua oră când pic așa. E atât de ciudat încât îmi vine să fac încă o dată un test și să văd dacă se întâmplă și a treia oară. Aici, vin încoace. Bun. Și, Tun, 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 Control Q. Țineți minte de această combinație de taste fiindcă este foarte, foarte bună. Dacă apeși Q, poți arunca câte una din fiecare. În caz că jucați pe server vă ajută foarte mult această combinație de taste. Așa, acum, teoretic ar trebui să aibă destulă mâncare. Cred că o să-i mai hrănesc și eu off-camera. Dar ar trebui să avem... Nu se vede de aici. În curând ar trebui să avem producție de săteni din nou. Fiindcă am rămas fără săteni. Așa. Ce vă ziceam eu la începutul episodului, dragilor? Am intrat într-o lume creativă. Am luat o de-al capot. Nu știu, odată la 2-3 luni, mă apuc să inventez o piață de săteni. Ia, mai stați cap în cap? Nu mai stați. Ok, toți sunteți cu minți? Sunteți. Așa. Odată la vreo 2-3 luni, mă apuc. Am eu o idee de vreo. nu știu, ceva timp bun. Am o idee cu o piață de săteni. No? O, super. 10. O piață de săteni mai bună, mai eficientă puțin decât cea din, din sezonul 1, dar nu știu exact cum să o fac. Am o idee foarte, foarte drăguță. Combină, mulți dintre voi ați văzut mai mult ca sigur pe tot fel de servere, un nether hub cu un trenuleț. Și ceva de genul va fi cu această piață. Nu va mai fi cu flux de apă, și cu săteni noi, ci va fi cu săteni prestabiliți, găsiți inteligenți deja. Nu-i găsim noi inteligenți și îi păstrăm, ci îi... Hai să și dormim puțin. Patam? Nu am pat. Da, deci... Uh, nu ține minte în piața cealaltă din sezonul 1... Veneau orice fel de săteni și după aia dacă erau inteligenți îi păstram, dacă nu erau inteligenți ei lasă să meargă cu treaba lor. Acum această piață se bazează pe săteni inteligenți deja, și de aia facem această selecție. Odată la câteva luni facem o selecție și mai mă și gândesc și eu cum exact ar fi bine să. să rea Bravo! Grengoa? Așa. Să realizez acea piață, dar treptat, treptat cred că iese și s-ar putea să vă fac un tur ce s-a întâmplat, nimic, să vă fac un tur la un dat și din respectiva lume creativă de care vă povesteam, ca să, să vedeți și voi cum exact am gândit-o, care sunt avantajele, dezavantajele, care sunt problemele principale în caz că vreți să o reproduceți și voi, să știți exact unde se poate greși și ce să nu faceți ca să nu treceți prin ce am trecut și eu. Dar până atunci, vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare numai bine pa pa